Județul Mehedinți, în ultimele 24 de ore, au fost confirmate încă 15 cazuri de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2. De asemenea, 3 cazuri au fost declarate în județ, însă în ultimele ore nu a mai apărut niciun caz. 371 de cazuri au fost confirmate cu COVID-19 de la începutul epidemiei, 100 de persoane se află internate și 24 de persoane au decedat până în acest moment. Situația epidemiologică din județul Mehedinți este următoarea: 371 persoane au fost confirmate COVID-19 de la începutul epidemiei, în ultimele 24 de ore au fost confirmate 15 persoane. Din cele 371 persoane, 227 persoane sunt externate, 20 persoane se află la domiciliu asimptomatice, 100 persoane sunt internate și 24 persoane decedate. Până în prezent, 41 cadre medicale au fost infectate cu COVID-19, dintre acestea 7 sunt internate și 19 persoane, parte din personalul auxiliar, au fost infectate cu COVID-19, dintre acestea o singură persoană este internată. Până în prezent au fost testate 7.904 persoane, din care 7.460 teste sunt negative, 371 teste pozitive și 73 teste sunt în lucru. 3 cazuri au fost declarate în județul Mehedinți până în acest moment. Un caz a fost declarat în localitatea Strehaia, iar celelalte 2 în Drobeta, Turnu Severin. În ultimele 24 de ore nu a mai fost confirmat niciun caz nou de coronavirus.